Salutare, dragi prieteni! Iată-ne de față cu noul meu vermorel sau stropitoare, așa se mai numește, electric complet, de 20 de litri, marca Micu Fermier Pandora, o firmă, un brand care mie îmi place, știți bine moara aia care v-am arătat-o eu. N-am știut în prima de acea moară, că de-aia am luat, fiindcă are cuva mai mare și e altceva. Și mai ieftină ca preț și mai puternică și mă rog. Ai, deci l-am comandat de pe site-ul iPiesa, niște băieți extraordinari care mi l-au livrat în sub 24 de ore, da? Deci mi-au confirmat telefonic că va pleca către mine și cam pe la ora 11 a doua zi a ajuns acasă. Prețul lui a fost de 187 de lei. Nu înțeleg de ce, dar ălea de 16 litri erau cu vreo 50-60 de lei mai scumpe și pe alte site-uri. Deci ăsta este cel mai bun, zic eu. Mai erau de 16 litri, de 18, ăsta e de 20, de 22 și de 24 de litri. Cred că lumea consideră că sunt prea grele, dar pe ăsta poți să-l umpli cât vrei tu. E foarte interesant, nu mai trebuie să dai la pompița aia, la manivela aia, la cum naiba se numește. Chiar de curând am fermat unul, m-a lăsat în câmp. Am mai chinuit și cu bidonul de 200 de litri plin cu apă și n-am făcut nimic. A dat rateu. Ăsta e pe baterie, are o baterie de 8 amperi, dita mai bateria, care te ține undeva la minim 20 de rezervoare. Adică 20 ori 20 de litri, 400 de litri de soluție, un acumulator, strupești mult rău de tot. E bine... Haideți să vi-l arăt și mai de aproape. Are și un încărcător și a venit cu mai multe accesorii față de ce am comandat eu. Sunt puțin răgușit. Deci sunt foarte mulțumit. Am înțeles că la alte persoane le-a dat mânuși sau mai știu eu ce, cadou. Deci foarte puțin fac lucrurile astea. Haideți să începem prima dată cu furtunul. Un furtun destul de calitativ siliconat, foarte gros, de 1 metru lungime. Acest mâner are 20 de centimetri, tija asta are undeva la 60 până în cap de tot. Deci se poate lungi, eu l-am asamblat, l-am instalat, acum să-l vedeți și voi, foarte simplu. Vine și cu garnituri, cu tot felul de accesorii. Ia să-l desfac prima dată aici să vă arăt cum e. Deci aici nu are garnitură, ceea ce e foarte bine. Furtunul este, după cum vedeți, are aici o umflătură și vedeți cât de gros e. Ia fiți atenți aici. Deci plastice calitative, chiar merită băieții. Foarte, foarte bun. Acum să-l probăm, nici nu i-am făcut proba. Aici este la fel. Așa se acționează. Aici se poate bloca să ne dea soluție continuu. Ăsta se desface. Se desface de aici. Aici are o garnitură. Dacă nu mă înșel eu. Da, are o garnitură. Un o-ring. Eu am o-ring-uri de-astea, dar nu cred că se vede. O tijă destul de calitativă, de inox. Să pot cumpăra și alte prelungitoare de-astea mai lungi, chiar cu posibilitatea de reglare aici în vârf. Ăsta e unul dintre accesorii pentru erbicida mai mult. Cu accesoriile astea a venit, ăsta este reglabil, din câte am văzut eu. Acum vedem cum o să lucreze, ăsta e mai mult pentru pomi, ăsta pentru viță de vie, eu știu. Ăsta ne dă tip ceață,
niște garnituri, vreo 3 de-alea, 3 de-alea și încă un set dublu, da, vedem aici. Și ăsta, suportul ăsta l-am montat deja pe el, e pentru această tijă. Deci se montează aici așa frumos, vedeți? Deci se pot depozita aici. Pentru asta este acest orificiu, acest spațiu de depozitare cu capac. În partea asta la altă se alimentează cu soluție, da? Cu apă și cu erbicid, apă curată, apă fără substanțe care nu se dizolvă, da? Substanțele alea, prafurile alea care nu se dizolvă pot să ne distrugă pompa, deci nu e recomandat. Are un capac cu, aici are o supapă, vedem niște orificii, înăuntru vedem un filtru, Litamai filtru, destul de calitativ, deci ne ajută foarte mult. Haideți să vedem cum arată și înăuntru. Așa se prezintă și înăuntru. Ăla albul de acolo de jos este la fel filtru, ceea ce e foarte bine. Deci se închide foarte bine, sunt mulțumit. Plasticul e destul de gros. Așa arată. Mi-a plăcut mult și culoarea și designul ăsta față de alea vechi. Vedem 20 de litri. Aici vedem voltmetru, ăsta care ne indică starea bateriei. Dacă bateria e pe roșu, dacă se aprinde becul pe roșu, trebuie schimbată bateria. Dacă e pe galben și nu e pe verde, e foarte descărcată bateria. Vă arăt și încărcătorul imediat. Avem aici partea laterală, gradajele. Vedem 1 litru, 5 litri, 18 și 20 de litri. Da? Așa arată unde vine pe spatele vostru. Protecție. Să știți că amortizează destul de bine. Acum nu știu când l-o-i umple. Niște materiale destul de ok. Îmi place mult scrisul ăsta, culoarea albastru ăsta îmi place mult. Aici, pe aici se scoate bateria. Deci vedem cum se prinde această curea. Îl așezați pe masă, vă puneți la el, după aia se clipsează aici, se prinde aici, da? Foarte simplu. Aici este locașul bateriei. Deci pe aici se scoate bateria. La fel, plastic destul de gros. Scoate și noi bateria, să o vedem. Doi papuci plus și minus. Aici s-a șters din păcate. Aici ne interesează. E făcută în 2021, luna 4-a. Și vedem acolo temperatura de maxim 25 de grade să fie folosită, 20 de ore ar ține, 8 amperi. Vedem cum arată în interior. Aici niște protecții, niște cabluri, niște nebunii de alea. N-avem noi treabă acolo. În partea aia altă bănuiesc eu este pompa. Vedem acolo unde se prinde bateria, care un fel de doi papuși de aia mai mari. Două plăcuțe. Deci mai avea o curelușă să ne ajute să o scoatem, dar nu e nevoie, așa că n-am mai lăsat acolo. Punem acest capac. Așa arată și în partea de jos. Aici mai avem o gură de vizitare cu niște fire înăuntru, niște fante de răcire. Să vă asigurați și voi că are șuruburile strânse, să le mai luați o dată la mână, la orice utilaj.
Când e nou și după o perioadă de timp, de câteva luni. Aici, în lateral, avem butonul pornit-oprit. Aici avem potențiometrul pentru reglarea presiunii. Așa e la maxim. El vedem că când am aprins butonul, începe să licăre. Acum licăre pe verde și pe galben. Aici avem priza numai de 12V, deci merge numai încărcătorul de la ei. Acesta este încărcătorul 12V, 1A. Are un bec, are un fel de LED aici, care se aprinde roșu când încarcă și bateria e descărcată, iar când bateria e încărcată, el se schimbă în verde. E destul de lung. Deci lungimea firelor e de 60 și ăsta, 60 în partea aia până la transformatorul ăla. Ăsta se bagă, vedem că are o poziție, nu putem să greșim poziția în partea asta, imediat. Bun, e conectat, l-am băgat în priză, acum o să se aprindă verde. Ăsta este manualul lui, nu prea aveți ce învăța din el, e transparent. Aici se scoate acest buton, dacă îl putem numi așa, și se bagă înapoi, să prevenim o pornire a lui nedorită, da? Deci l-am băgat înapoi și acum pornim frumos, oprim. Încă un lucru important, aici avem un mâner de transport destul de gros, deci nu se îndoaie orice ai face. Solid, are undeva la 5 kg, gol, poți să pui cât vrei în el, 10 litri, 20, deci majoritatea soluțiilor se recomandă la ciocănele la 20 de litri, fiindcă am luat și eu acum un erbicid pentru toate plantele și legumele și da, se pune 50 de mililitri la 20 de litri, deci e ceva. Haide să alimentăm și cu apă. Pentru probă mai mult. După ce am alimentat cu apă, strângem bine. Îl pornim. Deci am pornit pompa. Ați văzut. A luat apă, s-a oprit. Acum dăm presiunea. Reglăm la maxim, l-am dat eu. Nu știu de ce se aprinde și la galben, puteți să-mi scrieți acolo în comentarii. Nu s-o fi încărcat suficient, nu știu exact. Deci, pare că și-a făcut presiune, am băgat undeva la 5 litri în el până aici. Ia să-i dau eu acum să vedem. Să vedem cum merge cu acest accesoriu. Ia uite că pleacă, când apăs pe ăsta, el pleacă. Ia uite-l. Acum e volum maxim, deci ia să-i dau eu mai puțin. Să-i dau eu la jumate. Deci acum e la maxim. Aici e la jumate. Deci undeva pe aici e la jumate, da. Pare că e ok. Le stropește, nu glumă. Am pus pe ăsta care dă tip perdea. Bă, și preiază destul de bine. Nu știu cum se vede, dar... merge.
Haideți să-l pun și pe ăsta reglabil pentru pomi mai mult. Deci v-am spus, se poate pune tijă până la 2 metri, chiar și mai bine. Deci ăsta... El bate așa cam până la 4 metri, dacă mai pune tija aia undeva la, eu știu, 6 metri. Uite că bate mai mult. Da. Cu tija aia undeva la 6-7 metri. Dar oricum, asta e mai mult pentru lucruri mici, dar pentru lucruri mari vă recomand atomizorul. Nici nu i-am făcut prezentarea la ăla nou al meu, fiindcă n-am avut timp. Cam asta este, dragi prieteni, și cu nou vermorel electric. Trebuie pus undeva la 90 de centimetri înălțime, să puteți să luați ușor la spinare. Deci, da, mai am de făcut prezentarea și la noua motopumpă de 4 țoli. Dar bine, ieri am desfăcut-o după vreo 2 săptămâni, la fel cu nouul atomizor. Mi s-a mai întâmplat chestia asta și cu alte utilaje, în lipsă de timp, nu de altceva. L-am desfăcut să văd și eu, e vreun pietroi acolo, e ceva, un utilaj. Ia să vă arăt cum puteți să îl luați la spate. Și vă mai arăt încă un lucru interesant care mie îmi place. Banal poate pentru unii. Deci eu am 1,80 m. 85 de kg. Am mai slăbit? Am slăbit la greu. Vedeți, l-am conectat frumos. Acum nu solicităm articulațiile. Pur și simplu. Luăm furtunul. Luăm... Asta zi, bagheta magică. Și ne apucăm să stropim. Asta e pentru erbicidat. Deci, extraordinar, prieteni. Ai dat cu cea mai mare viteză, poți să mergi, că stropește exemplar. Deci, trebuie să-i faceți proba pe beton. Imediat, e perfect. Bun, haideți să vă arăt și altă chestie interesantă. Un lucru apare în banal. Ce aici la furtunul ăsta unde este poziționat, că e pe diagonală. Deci chiar dacă îl rezmăm de un zid, nu o să ne rupă ceva valvă. Deci foarte bine, în partea asta la fel. Față, dacă era aici, să putea rupe, deci îmi place maxim acest lucru și vine și frumos, deci nu stă foarte cotit, dacă era în partea asta stătea cotit rău furtunul și nu-mi plăcea, nu era bine. Ăsta a fost clipul, prieteni, îl opresc și ne vedem pe data viitoare la clipul când o să-l testăm în grădină, da? Foarte simplu. L-am oprit, am dat presiunea la zero, potențiometrul ăla, desfacem să scoatem presiunea din el. Nu are presiune mare lucru, fiindcă noi am dat la maxim. Da, în cazul meu e apă, dacă voi aveți soluție și vă mai rămâne puțin, îl goliți într-o sticlă ceva, spălați cu apă bine și desfaceți de aici, prieteni. Și evacuați imediat apa din el, ce a mai rămas, soluție. Ia să-i dau eu presiune. Vedeți că ne evacuează din potențiometru, da, deci nu l-am mai pornit. Da, uitați cum evacuează, aici puteți să puneți o sticlă, ceva. Deci... E foarte... Acum văd chestia asta pentru prima oară. Deci o pâlnie cu un recipient.
O pâlnie cu un recipient, prieten, pâlnie mai mare. Dați la potențiometru. Vă scoate fără să vă mai chinuiți. Foarte șmecher. Îmi place maxim de tot. Bravo celor care au proiectat și au făcut aceste minunății. Deci merită pe deplin. O fie strânse bine, cam atât ai prieteni și cu clipul nostru. Vă salut cu tot respectul, nu uitați să vă abonați, să apreciați acolo, să comentați. Până data viitoare, sănătate și numai bine!